Bine ați revenit pe canalul de YouTube Întrebări și Răspunsuri Duhovnicești. Ce sunt ierurgiile? Ierurgiile sunt slujbe bisericești pentru binecuvântarea și sfințirea omului în diferite împrejurări ale vieții și pentru binecuvântarea și sfințirea naturii înconjurătoare și a lucrurilor folositoare oamenilor, pentru ca el să trăiască mai ușor după voia lui Dumnezeu. Care este scopul ierurgiilor? Scopul ierurgiilor este de a curăți, de a binecuvânta și a sfinți pe om și firea înconjurătoare, bisericile și obiectele de cult, casele, roadele câmpului și toate lucrurile de care omul are nevoie în viață pentru lauda lui Dumnezeu și mântuirea sufletului. Cine a dat puterea de a binecuvânta și a sfinți? Mântuitorul a dat bisericii prin sfinții apostoli puterea de a sfinți firea înconjurătoare și lucrurile și de a le scoate de sub înrăurirea celui rău. Cine poate săvârși slujba ierurgiilor? Pe cele mai importante le săvârșesc episcopii, precum sfințirea locului și temeliilor pentru zidirea bisericilor, slujba de sfințire sau târnosirea bisericilor noi, sfințirea Sfântului și Marului Mir și a Sfinților Antimise, slujba mormântării episcopilor. Ierurgiile obișnuite le săvârșesc numai preoții. Diaconii singuri nu pot săvârși niciun fel de ierurgie. Prin ce se aseamănă ierurgiile cu Sfintele Taine? Ierurgiile se aseamănă cu Sfintele Taine în partea lor de din afară, văzute ca ceremonii bisericești, ca și prin partea lor lăuntrică în chip tainic, prin puterea dumnezească nevăzută. Prin ce se deosebesc ierurgiile de Sfintele Taine? Ierurgiile se deosebesc de Sfintele Taine prin mai multe însușiri ale lor. Sfintele Taine sunt instituite de Mântuitorul însuși, iar ierurgiile sunt instituite de biserică de încredințarea Domnului. Sfintele Taine se săvârșesc numai asupra omului viu, iar ierurgiile și asupra celor morți și asupra firii înconjurătoare. Prin Sfintele Taine se împărtășește Harul Dumnezeu Sfinților și Sfințitor, iar prin ierurgii se împărtășește un ajutor dumnezeesc pentru o mai creștinească viețuire. Unde se săvârșesc ierurgiile? Unele sfinte ierurgii se săvârșesc în biserică, de pildă, molitva mamei la 40 de zile după nașterea pruncului, sfințirea vasilor și a veșmintelor bisericești, altele, în case, sfeștanile, ierurgiile în legătură cu mormântarea și altele, alte în afară de case, pe câmp, binecuvântarea țarilor, a holdelor și a fântânilor. Când se săvârșesc ierurgiile? Unele sfinte ierurgii se săvârșesc și sunt legate de anumite sărbători sau date din cursul anului bisericesc, ca binecuvântarea sălcilor la florii și a oulor roșii, la Paște, a gheazmă mare la Bobotează. Altele însă nu sunt legate de niciun soroc amintit care se săvârșesc oricând este de trebuință, sfeștanile prin case, care se fac de obicei miercurea și vinerea, dezlegările și rugăciunile la diferite trebuințe. În câte părți se împart ierurgiile? Ierurgiile se împart în mai multe părți. Ierurgiile care sfințesc persoanele și ierurgiile care binecuvintează și sfințesc lucrurile și natura înconjurătoare de care are nevoie omul pe pământ. Care sunt cele mai importante ierurgii care sfințesc viața omului pe pământ? Ierurgiile care sfințesc viața omului pe pământ se împart în trei categorii. A. Ierurgiile sau rugăciuni în legătură cu nașterea omului, cum sunt rugăciunile din ziua întâi pentru femeia lăuză, îndată după naștere, rugăciunea la însemnarea pruncului, când îi se pune numele, a opta zi după naștere, rânduiele în bisericirii pruncului și a curățirii lăuzei, la 40 de zile după nașterea pruncului. B. Ierurgii care sfințesc viața unui pe pământ cum sunt, rugăciune pentru cei ce sunt sub blestem și sub jurământ, rugăciuni de împăcare a celor învrăjbășiți, rugăciuni pentru tot felul de boli și mai ales molitvele Sfântului Vasile cel Mare, pentru izgonirea duhurilor necurate. O ierurgie specială este rânduiala rasoforului și a tunderii monahism. Prin aceste ierurgii viața unui pe pământ este izbăvită de puterea diavolilor și este unită din nou cu Hristos. C. Ierurgii care privesc sfârșitul omului pe pământ,
cum sunt rânduiala pentru ieșirea cu greu a sufletului, slujba mormântării mirenilor, a pruncilor, a preoților, a călugărilor și a arhiereilor, rânduiala citirii stâlpilor la morți și rânduiala parastasurilor sau panihidelor pentru cei răposați. Care sunt cele mai importante rugii care sfințesc și binecuvintează materiile, obiectele și natura înconjurătoare în care își duce viața omul pe pământ? Aceste rugii se împart și ele tot în trei categorii. Rugii sau slujbe de sfințire a obiectelor de cult, slujbe de sfințire a icoanelor, crucilor și troițelor, sfințirea sfintelor vase ale bisericii cu ajutorul cărora se face sfânta liturghie, sfințirea veșmintelor noi, sfințirea clopotelor noi, a locului și a temeliei noilor biserici și mai ales slujba sfințirii bisericilor noi numită și târnosire. Rugii privind sfințirea apei, adică aghiazma mică și aghiazma mare de la Bobotează și a obiectelor legate direct de viața omului cum sunt, rugăciune de sfințire a temeliei pentru casă, a caselor noi și a caselor tulburate de duhuri necurate, rugăciuni pentru sfințirea fântânului, a celor spurcate, a alimentelor necurate și pentru vitele care se îmbolnăvesc, rugăciunile pentru binecuvântarea mesei, a praznicilor, a colivelor, a semănăturilor și a roadelor noi din cursul anului, rugăciuni de izgonire a lăcustelor și gândacilor care atacă recoltele, rânduiala sfințirii școlilor și localurilor publice de folos obștesc, precum și alte rugăciuni de acest fel. Rugii speciale cum sunt rânduiala slujbilor și a procesiunilor pentru ploaie, pe timp de mare secetă sau pentru oprirea ploilor, rânduiala procesiunilor cu scoaterea pe câmp sau prin sate a sfinților moaște, sau icoane făcătoare de minuni, pe timp de război, de secetă, de boli, de cutremure și de alte primejdii care amenință viața oamenilor. În cele ce urmează voi încerca să răspund la câteva întrebări referitoare la cele două din cele mai de seamă rugii și totodată cele mai frecvente în activitatea liturgică a preotului. Acestea sunt aghiazma și înmormântarea. Le veți urmări pe acest canal în continuare. Vă mulțumesc mult pentru vizionare!